Pesta porcină închide ferme și fabrici de procesare a cărnii și trimite oameni acasă. Prima victimă și a bolii a și apărut. Unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din Turcia va renunța la activitatea de creștere a porcilor. Este vorba de firma Carnipro Turcia, o companie cu o cifră de afaceri de peste 18 milioane de euro. Am ajuns la 29.000 de porci uciși și dintr-un total de 45.000 de porci urmează să fie uciși și incinerați. Trebuie să distrugem și 500-600 de tone de carne de porc din depozite. Suntem într-o zonă critică aici în apropiere de Delta Dunării. Pe viitor vom achiziționa carne de porc de la alți producători, a spus Nicolae Ciuleac, antreprenorul care a pus bazele companiei. Pe lângă complexul de creștere a porcilor, Carniprod mai deține și o rețea de magazine și terenuri agricole. În urma deciziei luate, 150 de angajați din cei peste 500 vor fi disponibilizați. Le mai dau luna asta salariu și apoi Dumnezeu cu mila. Rămânem cu sectorul comercial, terenurile agricole, dar porcii se crească alții, a mai spus Nicolae Ciuleac. Virusul pestei porcine a fost depistat până acum în mai multe județe. Ialomița, Bihor, Constanța, Brăila, Tulcea și Satu mare sunt câteva dintre acestea. Cel mai recent focar a fost înregistrat în Sălaj la doi străzi găsiți morți într-o pădure aflată la limita de județ cu satul Mare și Bihor. Nici țările din jur nu au scăpat. Rusia, Ungaria, Polonia, Cehia, Estonia, Letonia și Lituania se confruntă și ele cu virusul peste porcine. Faptul că focarele se răspândesc cu viteză a determinat autoritățile bulgare să ridice un gard la granița cu România. Astfel se încearcă împiedicarea intrării în țară a mistreților infectați. Uniunea vânătorilor și pescarilor din Bulgaria a estimat că o potențială epidemie ar putea aduce pagube industriei naționale a cărnii de circa 1,2 miliarde de dolari.